Salut! Vreau să vă arăt niște animăluțe de pluș foarte simpatice. Îl avem pe domnul Hippo. Bună, domnule Hippo! Salut! Îl avem pe domnul Urs Polar. Foarte flămând, ursul polar. O avem pe maimuțică. Salut! Salut! Pe brăscuța de copac. Pinguinul săltăreț. Sau cum face el, că nu știu cum face. Are și sprâncene stufoase, super simpatic. Un pelican. Care e clopul? Foarte, foarte flămând pelican. Ia uite, are și ciuf. Acesta este o pasăre tucan. Are un cioc foarte mare și colorat. Un castor. Îl recunoaștem după codița asta plată cu care bate apa și după dințișorii cu care roade lemnul. Mai avem și un calamar. Ia uite ce ochișori are calamarul. Asta este marele rechin alb. Ne păzim de el. Ne poate ronțăi. Avem și o albinuță. The busy bee. Ia uite, piciorușe multe, are antene. Tot ce-i trebuie. Avem și un rechin ciocan. Foarte periculos. Și avem și un domn elan. Ia uite ce coarne impunătoare are. Domnul elan, am uitat pe cineva. Oh! Mă scuz, domnule struț. Era să te uit. Să nu te sperii. Îmi faci capul în pământ? Pup! Salut! Oh, era să-l uit pe domnul raton. E preferatul meu, cel mai simpatic. Ia uite, îl recunoaștem după codiță și după măscuța de la ochi. E un fel de zor al pădurii. Lebăda albă. Ia uite ce frumoase. Super! Toate aceste plușuri frumoase sunt de la Momki și le găsiți pe Mag. Costă între 7 lei și 30-35 de lei fiecare. Sunt foarte simpatice. Noi le folosim la scenete.